Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șeză doare, lai, 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 lai. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șeză doare, lai, 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 lai. Șeză doarea ai pe târgul măi, șeză doarea ai pe târgul măi. Ei fac focul cu surcele, ei fac focul cu surcele, ei fac focul cu surcele din contra inimii mele, lai, 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 lai. Ei fac focul cu surcele din contra inimii mele, lai, 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 lai. Luna lui Făurar aduce lumea satului la oaltă în vatra satului. Acolo copiii, tinerii și bătrânii, vecinii și neamurile, după ce își isprăvesc treburile de peste zi, se întâlnesc, povestesc, cântă, lucrează și petrec. Păstrează obiceiurile moștenite din bătrâni, pentru ca acestea să nu rămână doar niște amintiri. Le învață, le reînvie și le duc mai departe, peste decenii și secole, astfel încât acestea să nu se piardă niciodată. Vă urez bine ați venit în comunitatea noastră, în comuna Dângeni, la șezătoarea zestre a dângenerilor. Astăzi sunt foarte emoționat și vreau să vă spun de ce. Sunt emoționat pentru că sunt îmbrăcat cu portul străbunilor mei. Sunt emoționat pentru că astăzi în comuna Dângeni este sărbătoare și în căminul cultural este împodobit cu cele mai frumoase obiecte care aparțin bătrânilor noștri. Sunt emoționat pentru că avem invitați de seamă în comunitatea noastră. Sunt emoționat pentru că în fața mea văd profesori care m-au educat și învățat de la grădiniță până în clasa 8-a în școala Iacobeni. Totodată vreau să vă mulțumesc pentru că am colaborat foarte frumos în îndeplinirea acestui proiect și vă mulțumesc pentru că ne-am dovedit reciproc că doar lucrul în echipă poate fi cel mai productiv și, prin urmare, cel mai frumos. O poveste tradițională și culturală în același timp s-a scris în acest an mai întâi în comuna Tudura, iar sâmbătă, 25 februarie, în comuna Dângeni, la inițiativa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani. Suntem aici pentru a fi din nou împreună la o șezătoare, la o șezătoare frumoasă, să le arătăm încă o dată tuturor ce înseamnă să aduci deopotrivă împreună copii, tineri, părinți, bunici și pentru ce să-i aduci. Să le arătăm încă o dată tuturor cât de frumos se manifestă cultura prin tradiție. Așadar, astăzi se cuvine să avem răbdare că pe parcursul câtorva ore, fiecare din această sală ne va arăta ce știe să facă pentru tradiția noastră. Mă bucur nespus de mult că în județul Botoșani, pe întreg ansamblul său, avem astfel de manifestări și este de datoria noastră a celor care conducem vremelnic acest județ să le păstrăm și să le transmitem mai departe la adevărata lor valoare. Localitățile în care au loc aceste manifestări sunt modele ale satului românesc, unde valorificarea tradițiilor moștenite din bătrâni este un mod de viață. Îmbrăcați cu straie populare, cu sute manual și scoase din lada de zestre a bunicilor, localnicii din Dângeni au așteptat cu nerăbdare ziua șezătorii. Prilej de socializare, dar și de promovare a costumului popular, a folclorului și îndeletnicirilor de odinioară. În inima satului dângenean s-au aflat pentru câteva ore și oaspeți de seamă, între care și președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Fedorovici, parlamentari, consilieri județeni, primari și șef de instituții. Bine v-am găsit la acest eveniment.
Vin cu emoții, am venit cu emoții la acest eveniment pentru că retrăiesc acele clipe și acea zi din anul 2012, cred că n-am organizat, nu erați dumneavoastră, când am organizat acea șezătoare în Comuna Vlățenești, satul Sârbi, în spațiul Căminului Cultural Sârb și poate nu la fel de bine îmbrăcat. Vă felicit pentru asta, vă felicit, domnule primar, vă stă foarte bine așa. Un inginer, iată, care știe să ducă tradiția și obiceiul locului mai departe. Vă felicit, domnule primar, felicit în genene, pentru că ați avut inspirația să dați din geniul pe mâna unui tânăr inginer, fiu de țăran. Felicitatea pe care dumneavoastră o coordonați atât de frumos. Vă felicit, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în inițiativa cu care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani a venit, iată, către comunitatea de aici, din Dângeni. Știam că sunt oameni deosebiți, dar acum când am poposit pentru prima dată aici în Căminul Cultural, am observat că sunt foarte mulți oameni frumoși. Asta nu doar pentru că sunt îmbrăcați în aceste costume populare minunate și cred că orice om care poartă măcar un element al costumului tradițional este parcă mai frumos și parcă e unul mai bun, dar toate obiectele pe care le-ați adunat, modul în care ați organizat curtea, locul pentru joc, locul pentru oaspeți, toate sunt atât de bine gândite, încât nu pot decât să vă felicit pe dumneavoastră, să felicit pe toți cei care reprezintă școala gimnazială numărul 1 din Dângeni, cadre didactice, elevi, părinți, știu că a fost un efort comun. La așezătoarea din Dângeni au participat ansamblul Hora Dângeneană, elevii școlii gimnaziale numărul 1 din comună, scriitori și soliști colaboratori ai Centrului de Creație. La finalul zilei, toată suflarea satului s-a prins în joc la balul gospodarilor, în acordurile fanfarei de la Vorona.